Aici acum dimineața, nu foarte dimineața, ce drept. Și aud ce vorbești tu la sfârșit, am auzit ce vorbi Crummel. Ați cam atins așa, destule subiecte, cumva ați intrat și prin conținut un pic. Sper să nu vă plictisesc cu ce slide-uri am. N-am foarte multe, am destul de puține slide-uri. În schimb, o să vreau de la voi întrebări. Deci dacă puteți chestia asta, ar fi foarte bine. Am să încerc să afișez slide-urile și o să încercăm să luăm întrebări pe slide-urile respective. Hai să mergem mai departe. Asta. Ionuț? Așa. Ok. Primul slide. Cuvinte cheie. E-commerce. Un site de e-commerce este un site, în primul și în primul rând. Deosebirea majoră între un site simplu și un site de e-commerce este că are un model de business foarte direct. Și anume vinde. Da? Deosebire de un site care vinde indirect, vinde pentru că are reclamă pe site, vinde pentru că este un site de prezentare și apoi face, mă rog, trimis cereri de ofertă, deci luați lead-uri. Și după aia, prin alte metode, încercați să vindeți produse sau servicii, site-uri ca ONG-urile, care câștigă și ele, datorită cotizației, deci să zicem, aveți un formular de aderare pe site și contează ca număr, așa mai departe. Site-urile de e-commerce au un model de business foarte direct, da? Există acolo un produs care se vinde, ca atare cu cât mai multe produse se vinde, cu atât mai mulți bani câștigăm. Un model de revenue foarte, foarte direct. Deci am pus pe primul slide aceasta cu long tail și cu short tail. Am pus-o pentru că aș vrea să vedeți această figură, care o știți de foarte mult timp, cred, sper, din prisma unui magazin online. Din prisma unui site care vinde ceva. Și anume, în loc de cuvinte cheie, să zicem, aparat foto sau magazin online, sunt cuvintele cheie care sunt foarte generale. Nici măcar localizate, nici filtrate și așa mai departe. Astea sunt cuvintele cheie generale, care vând, în general, mai puțin. Atrag vizitatori foarte mulți, dar vând nu foarte bine, ca și ca cuvintele din long tail. Mergând un pic mai departe, la mijlocul graficului acolo, avem categoriile de produse. Categoriile, în schimb, plus niște filtre. Laptopuri Toshiba, laptopuri ieftine, laptopuri scumpe, tot felul de filtre care le avem pe site. Deci mergem puțin mai în detaliu. Sau mergem la ceva de genul haine femei, rochi, da? Mergem și clasificăm mai în detaliu, mai fin, produsele noastre care le vindem. Mai departe, ultimul pas în acest long tail este pagina de produs. Unde avem o chestie de genul laptop Toshiba cu diagonala de 15,4 și cu hard discul de 350 de mega, de giga. Mega nu mai e. Cam așa se întâmplă, tradus în ceea ce înseamnă un magazin online, această figură cu long tail-ul. Tot în aceeași idee, este vorba și despre structura de URL-uri. Are Crummel la un moment dat, ori pe blog, ori nu știu unde, un arbore foarte frumos care mie mi-a plăcut și care vă sfătuiesc să vă uitați la el. Cum convertește un cuvânt cheie, pornind de la o rădăcină, până spre o clasificare, să zicem, de produse, că așa gândesc eu mai mult, de la primul nivel, al doilea, al treilea, al patrulea nivel, practic, cu cât detalierea acelui produs, detalierea acelui cuvânt cheie, să zicem, puteți să, să nu ne gândim că ar fi un magazin online. Poate să fie și un blog, dacă vreți. Și pe ultima treaptă ar veni titlul unui post care face o referire la ceva specific. Deci nu este un post care este un post generalist, este un post care tratează o problemă destul de specifică și are un titlu suficient de lung astfel încât să atingă
o problemă. Deci în loc să alegem, hai să luăm Valentine's Day, că vine acum, e pe vine, lumea se pregătește de Valentine's Day. Dacă aș fi să vând cadouri pentru Valentine's Day și dacă aș avea foarte multe cadouri pentru Valentine's Day, aș merge să clasific ca subcategorie cadouri de Valentine's Day pentru ea, pentru el, pentru iubită, pentru iubit, aș încerca să adaug și aceste particule și o să vă explic și de ce am să fac treaba asta. Pentru că se caută, în primul rând, așa ceva. Și dacă aș fi un blogger care aș începe să scriu acum, poate în speranța că voi fi plătit sau voi avea un link pe care să-l pun sau voi câștiga printr-un banner de afiliate, de exemplu, aș face un post de genul cum aleg un cadou de Valentine's Day pentru iubita mea. Deci încerc să fiu cât mai specific. Apropo de titlul postului, da? Apropo de URL, este bine să aveți cuvintele cheie în URL și să aveți această structură ierarhică de tip arbore, da? Pentru paginile de categorie, sub categorie și, bineînțeles, la fel pentru pagina de produs. Cam așa s-ar traduce, practic, long tail-ul într-un magazin online și nu numai, și într-un blog se traduce cam în același lucru. Ideea este că conversia, rezultatele, revenue, este mult mai mare pe cuvintele cheie specifice și de acolo vine grosul comenzilor. Într-o proporție de 80%. Practic, se face conversie și pe cuvinte cheie mari, să zicem, se face pe aparate foto, dar conversia este mult mai bună pe aparate foto digitale Canon cu zoom de 10x. Este mult mai bună conversia în acest caz. Întrebați-mă voi, apropo de chestia asta cu long tail, short tail, și cu clasificarea informației mai un slide după, dar nu contează, te rog. Să zicem. Unde îi trimiți? Sau bine, faptul că ai Canon, îi trimiți clar pe categoria Canon, dar dacă nu ai... Vorbește microfon ca să te auzi eu. Da. Apropo de frata care este mai înainte, aparate foto cu de 10 megapixeli. Aproape microfonul, așa. Aproape foto cu 10 megapixeli. Unde îi trimiți? Că... Ar putea intra în categoria de aparate foto digitale filtrat pe Canon și pe zoom de 10 megapixeli. Și ar putea avea o listă de aparate foto de la Canon cu zoom de 10 megapixeli, dacă am mai multe aparate, dacă nu, îl duc într-un singur produs. Deci, respectivul produs, care este Canon și care are zoom de 10 megapixeli. Acum îl duc. De conversie, dacă îl duci într-un singur produs, așa, nu cred că e foarte mare. Ba, este. Pentru că, bine, el pe site, în magazin, intră, se plimbă, dar dacă el asta căuta, asta va cumpăra. Deci nu înseamnă că va sta acolo și nu va mai face alte acțiuni în magazinul respectiv. Da? Sigur, mai face și alte acțiuni. Poate să și compare sau poate după aia să iasă din site, să ducă în price, să vadă, să verifice modelul ăla și după aia să se întoarcă cu tabul rămânând deschis. Da, mă rog. Ok, da, de fapt, ai dreptate că faci, dacă faci un filtru după 10 megapixeli, ușor te trimiți pe acest sigur, lucru. Da. Aici mai o întrebare, nu? Nu? Așa mi s-a părut. Uite, acolo mai este una. Dă-mi la microfonul să... Da, în principiu vreau să întreb de filtre. De filtre vreau să întreb. Cât de mult contează? Adică eu, ca utilizator, chiar să zic, aprofundat de internet, îl folosesc. Dar, în genere, în care e obișnuit cât de cât cu calculatorul folosește? Hai să facem un test să ridice mâna băieții care folosesc filtrele pe site-uri specializate. Hai că vezi mea ce vreau să zic. Să ridice mâna fetele care folosesc filtre în site-uri de specialitate.
Deci, a? Gata, nu mai uit. Deci fetele, fetele care intră și folosesc filtrele pe magazine, mă rog, online sau... Răspunsul este edificator, filtre. Nu contează de ce. Poate fi de fashion, dar și are filtre. Da. Ce vreau să zic este că specificul este așa, băieții se folosesc foarte mult search-ul, search-ul intern de produse și filtrele, bineînțeles, pentru a ajunge cât mai repede la produsul căutat. Deci pentru ei fiecare minut contează. Pentru ei, dacă, deci ei nu stau să se plimbe să vadă două produse la rând. Nu. Rapid, acolo unde trebuie. Fetele au altfel de comportament. Fetele browsează, nu caută, nu folosesc search intern, nu prea folosesc filtrele. Singurul filtru care îl folosesc este cel de la magazine de fashion, unde caută după mărime, culoare și stil sau ceva. Acolo caută. Deci la magazin de fashion. Deci folosesc filtre, într-un fel, e un fel de search mai avansat, pe magazinele de fashion. Și ăla îl folosesc. Dar pe alte magazine, deci, ca să rezum, fetele folosesc ceea ce se cheamă o căutare multicriterială. Da, dar, de exemplu, continuăm pe ideea de SEO. Până aici, din butonul cu prinde, practic, categoria slash prefilturi. În mod uzual, am făcut edința de a folosi mult aia și, practic, nu se mai generează numerele în momentul de a face filtru. Tu cum recomanzi să folosim aia pentru a utiliza sincer, eu sunt, cum să zic, nu sunt foarte bun specialist pe SEO și n-aș putea să fac o recomandare de SEO extraordinar de bună. Dar, din punct de vedere al utilizatorului, ideea este să îi se încarce repede, să nu stea mult. Nu contează pentru utilizator dacă acolo sau e sus sau nu în altă URL. Chiar nu contează asta. Pentru el contează că atunci când a selectat brandul Canon din aparte foto digitale, să-i se încarce instant aparte foto digitale de Canon. Cum face asta tehnic, el nu-l interesează. Însă, eu fiind un, mă rog, poate SEO-ist de modă veche, poate, recomand ierarhie. Adică aș prefera să am acele slash-uri cu toate particolele, nu foarte multe, ca o adâncime recomandată, maxim 4. 3-4 chestii. La URL. Deci, categorie sub categorie, produs ar fi... Cam atât. Deci cam atât. Deci nu recomand foarte multe ca nivel ierarhic, dar un 3-4 merge. Bun, mai ai multe întrebări. Categorie sub categorie, produs. De exemplu, cum avem un laptop? Avem un laptop de 15 inch și de 19 inch. Cum facem categoria, dorim să atragem cât mai mult conținut în categoria respectivă, dar după aia, la un produs, nu prea știm ce să mai scriem în URL. Adică ar trebui să fie magazinul meu cu rost, slash laptop, slash 19 inch, slash numai produs. Categoria așa, dar eu n-aș merge pe categoria asta, aș merge pe laptop slash Toshiba, dacă vrei. Aș pune mult mai bine Toshiba, spre exemplu. Nu mi se pare 19 inch ceva foarte... la filtru, da. O să pui și așa. Și deci care e problema ta de fapt? Că nu aș putea să scrii sau cum? În categoria respectivă, e mai bine să scrii un laptop și să scrii la un laptop. Și respectiv, sunt categoria să mai putea un secret. Sincer, ar trebui să vezi ce se caută în momentul ăla. Să faci un pic de research. O secundă, dacă îmi dai voie să avansez la felul celălalt. Poftim? Da. Hai să ne uităm pe slide-ul ăsta un pic. În momentul în care vrem să notăm, vrem să denumim o categorie într-un fel, n-ar fi rău să ținem cont de ceea ce vor userii. În momentul în care vrem să scriem o deci, de exemplu, apropo de întrebarea ta cu laptop și laptopuri, nu? Sau ce vrei să mă întrebi, de fapt? Categorie.
o denumim laptop sau laptopuri sau ce vrei să întrecine și cele. Adică dacă facem categorie... Dacă se caută mai mult laptopuri, numește-o laptopuri. Dacă se caută mai mult laptop, numește-o laptop. Vreau să zic, dacă ai o categorie care are practic cum ai produse. Adică vreau să zic să-i clasifică numai multe de prăsit. Faci... Dai categorie și produse. Faci categorie sau... Nu trebuie să faci 3 sau 4 sau 5 dacă n-ai de unde să scoți. Da, la produsul respectiv. Deci de asta, dacă nu poți, dacă, de exemplu, ai un site care vinde doar 5 produse, pur și simplu, doar 5 produse, și nu ai, nu știu, vinzi niște produse de slăbit și faci și un blog sau, nu știu, de ceva foarte simplu și ai și un curs de cumpărături, printre altele pe acolo, n-are niciun sens să faci 10.000 de categorii numai așa de dragă te faci categorii. Ai nume magazin slash produs. La revedere. Asta este. Deci, încercați să vă gândiți, apropo de SEO, mai mult din prisma utilizatorului, nu din prisma dragostei de Google, sau cum să mă explic. Dar vreau să dar ceva. Nu, asta, chestia asta e bine după aia. Google vorbește după aia, băi, pentru nu înainte. Un magazin care are foarte multe produse. Ok, 10.000, așa. Chiar poți să vezi cu așa, cu categorie, așa, și subcategorie. Și altele nu. Și altele nu. Deci nu le împarți, clar. Răspunsul e nu le împarți. Încearcă să faci site-ul astfel încât să-i fie ușor utilizatorului. Nu înțeleg întrebarea, practic. Poate să lămăriți voi ce vreau. Nu te înțeleg întrebarea asta. Deci dacă nu merge să împarți, nu e obligatoriu să faci împărțarea asta. Faci o singură... Dați-mi un exemplu de o categorie care nu mai are decât produse după aia, ca să pot să lucrez pe un exemplu mai concret. Please. Mașini Renault, de exemplu, nu mai pot duce. După aia mașini. Harddiscuri SSD. Harddiscuri SSD, da. Bine, la mai sus puteți să aibă harddiscuri. Nu știu, dar sunt produse care nu pot fi clasificate, chiar sunt. Nu trebuie să le mai clasifici. Dacă ai 10, 15, 20 de produse, care sunt și ușor de... browsat pe pagina aia, n-are sens să faci o clasificare a lor. Ați văzut probabil magazin online care au într-o categorie 5-10 produse. Nu le mai clasifică încă o dată. N-are niciun sens. Dar dacă încep să le clasifici după tipul de persoană care ține pe site, nu știu. Ai putea, dar... Nu cred că e bine să le clasifici sub formă de categorie. Poate vei folosi tagurile în acest scop. Deci folosești tag-urile astfel încât să-ți creezi niște clasificări care să corespundă unei persoana, cum se cheamă, da? Dar n-aș face clasificarea pe categorii și subcategorii chiar la nivelul ăsta, la nivel de persoană. De vedere al benefit și, nu știu, al rate de conversie poate să influențeze. Erau... Titlul poți să ți-l faci astfel încât să fie ok, apropo de căutarea asta. Dar nu poți să schimbi cum vrei. Persoana oricum sunt patru tipuri mari de persoană. Și nu o să poți să faci patru titluri în aceeași pagină, că e puțin ciudat. Adrăuim în mod normal pe pagina respectivă. Nu știu dacă ați înțeles ce încerc să vorbesc aici eu cu Cristi în momentul ăsta. Este vorba despre personalitatea unui om atunci când face o căutare. Sunt patru tipuri de personalități umane, clasificate încă de acum de vremea lui, nu știu, cred că Aristotele era cel care l-a vorbit cu primele. Nu sunt patru tipuri, dar acolo undeva. Este tipul spontan, este tipul meticulos, este tipul umanistic și mai este tipul, am uitat care, vreo patru tipuri, nu mă întrecare. Fiecare din aceste patru tipuri de oameni are o anumită așteptare când intră pe o pagină. Soluția nu este să faci câte o pagină separată pentru fiecare, ci este ca mesajul comercial din pagina de produs să răspundă celor patru tipuri de oameni. Adică în momentul când intră pe pagină, să se regăsească prin diverse mesaje comerciale răspunsul la cele patru tipuri de personalități. Despre asta vorbim. Mai nou în marketing online și nu numai în marketing online, se merge pe un fel de scenarii. Adică chiar ne imaginăm persoana X, să zicem voi,
care este student și care are un venit mediu de și ajunge în site, ce va face? Da? Asta se cheamă persona marketing. Iei în calcul, practic, ce are în cap această persoană și încerci, când ajunge pe pagină, să îi răspund la întrebare. De altfel, eu lucrez, de exemplu, pe PPC cu grupuri diferite de anunțuri pe persona marketing. În sensul că, dacă ar fi să vorbim despre cadouri de Valentine's Day, că se apropie iarăși, am un grup de anunțuri pe care, sau un grup, ba da, un grup de anunțuri, pe cadouri ieftine, am unul pe cadouri romantice, am unul pe cadouri, deci adresez câte un grup și efectiv anunțul este diferit, subiectele cheie sunt diferite, în funcție de aceste persoane marketing, toate făcând parte din campania, nu știu, cadouri de Valentine's Day. Se face diferite, se face cadouri ieftine, în mod normal, mă duc pe filtre. Deci pot să mă duc pe filtre. De exemplu, dacă sunt ieftine, selectez după preț. Dacă mă duc pe romantice, poate scot în evidență și am un fel de fashion. Deci am niște unele cu steluță și le ordonez după acea steluță eventual și schimb modul de ordonare. Poate fi și o categorie... Poate fi și un landing page separat. Ceea ce e cel mai bine. Cel mai bine e să-ți analizezi vizitatorii, să-ți analizezi dacă ai 10.000 de vizitatori. Deci fii atent. Indiferent de cât de mult sau cât de puțin vizitatori să ai, cum să intre pe pagină 100 de oameni. Hai să luăm o cifră. Acel 100% de trafic care intră pe pagină. 100 de oameni, da? În mod normal, natural, pe pagina intră 25 de oameni de un tip, 25 de un tip, 25 de un tip, 25 de un tip. Așa intră. Nu poți să zici că pe pagina ta va intra numai tipul de spontaneos, da? Cei care cumpără așa, instantaneu și care lor, de exemplu, trebuie să le pui zurgălăi, promoții, incentive-uri și treburi de-astea. Poți să are cum să-i influențezi? Adresarea nu e diferită? Nu, nu, nu. Pentru că trebuie să ai. Deci, nu mai știu toate răspunsurile. Sunt niște seturi de întrebări la care trebuie să răspund la fiecare tip de om. De exemplu, spune că aștept la poze. Nu multe poze. Sunt cei care caută specificații. Nu, nu e chiar așa. Specificații. Întrebările sunt, eu mă clar, la, sunt pe tip psihologic, la da? Tipul spontan, tipul da. Meticulos, tipul pe care le azi, știi? În aceeași pagină trebuie să le poți, și unui tip poți. Spontan. Poți. Efectiv, în două fraze de deschidere comercială, răspuns la întrebările celor patru tipuri de oameni. Există niște întrebări sigur. La care... Sigur. Da, da, da. Spre exemplu, cel humanistic, dacă mi-aduc bine aminte, dar nu sunt, n-am în minte acum clar foarte toate răspunsurile, deci ei au un set de întrebări mai, așa, în cap și tu vii cu niște răspunsuri pe pagina aia în funcție de... Persona marketing. Da. Mai căutați un pic, că dați sigur de chestia asta. Ideea este că n-am venit, că n-are cuvintele cheie și n-am prezentat chestia asta aici. Ideea este că odată pui promoții pe site, ăsta este tipul spontan, care cumpără la impuls. Mai sunt persoanele care, să fiu sigur, rezonează la faptul că tu ajuți comunitatea într-un fel sau altul. Nu mai știu care dintre ele sunt, dar sunt un tip de oameni. Și asta mi-a rămas mie acum în minte ca metodă. Deci faptul că, nu știu, donez ceva sau un ancorat. Mai sunt persoane care rezonează, nu mai știu dacă... Deci nu mai am în cap acum clar clasificarea respectivă. Nu am clară. Care rezonează la recenzii, comentarii. Le ai pe pagina de produs. Pentru că se uită la ce au făcut alții ca să cumpere ei. Și mai sunt persoane care... sunt foarte metodice și care trebuie să uite la specificații și normal ca și setul de specificații. Deci până la urmă, o pagină răspunde la cele patru tipuri de oameni. Sigur. Cred că rar mi s-a întâmplat să nu găsesc, să zicem, o pagină. Dar se poate. Deci sunt... Eu am niște exemple undeva scrise, dar le-am calculat cumva să nu putem iasă bine. N-am acum niște întrebări. Dacă aveam întrebările, te-aș putea face o descriere. Care din câteva cuvinte, din trei fraze, o frază, două, să răspundă la cele patru tipuri de oameni. Da?
Bun, hai să revenim înapoi la chestia asta cu... Plecasem cumva de la... Nu plecasem de la laptopuri și laptopuri. Dar am putea la un moment dat să plecăm și de acolo. Altă chestie care mi se pare important din punct de vedere SEO este organizarea, clasificarea pe produse, pe categorii și așa mai departe. Și aș insista puțin pe categorii, subcategorii, pe filtre și pe taguri. Nu știu ce să vă spun așa în plus față de ce am scris pe slide. Exemple sunt foarte multe. Eventual, întrebați-mă voi, nu știu, apropo de chestia asta de clasificare a produselor, cum credeți că ar trebui sau n-ar trebui să fie făcută. Dar, spre exemplu, ideal este să luați în considerare ceea ce spun clienții. Auzeam la un moment dat pe aici, nu știu, la Crumon sau la așa, că ideea este să aflați denumirile populare ale produselor, da? Și când scrieți pe blog, tot așa se întâmplă, da? Spre exemplu, drujbele sunt nu mai folosite decât motorul ferăstraile, cum zic acolo. Sau dresul ciorapii, aici nu mai știu exact care este, dar mă uit în Google Insight Search sau Google Trends sau altceva și aflu care este mai folosit și îmi denumesc categoria în felul respectiv, da? Pe de altă parte, mai este încă o treabă, în afară de a număra de câte ori se caută un anumit termen și de a folosi acel termen în structura site-ului meu, este bine, pe lângă instrumentele lui Google, să folosesc și altceva. Și anume ceea ce spun oamenii în rețele sociale, ceea ce comentează oamenii pe site-ul meu, ceea ce comentează oamenii pe alte site-uri, ceea ce forumesc ei în diverse forumuri, bloguri și treburi de genul ăsta. Să vă dau un exemplu complet, rog. Și asta îți oferă ceva informații despre ce anume caută oamenii și care este termenul real de căutare. Ca logică este să încercați să serviți oamenii și nu să serviți motorul de căutare Google. Asta e logica de bază. De fapt, Google încearcă să ajungă la chestia asta. Ați văzut că sunt întrebări chiar de tipul, sper că le-ați văzut sau le-ați, care este valoarea numărului pi? Ați dat vreodată întrebarea asta pe Google? În engleză sau în română, dar e același lucru. Ce a dat Google jos? Răspunsul. Exact, răspunsul. Cât înseamnă 20 de lei în dolari? Ați dat? Să face? Conversia. Deci scopul lui Google este să ajungă la un moment dat să fie, să se transformă într-un motor de căutare semantic. Acolo se tinde, da? Semantic asta înseamnă să... Spre exemplu, mai închipuiți-vă ceva, mă rog, sunt vise puțin, intri pe un magazin online și îl întrebi, în țări și acolo, ai pe stoc laptop Toshiba de culoarea roșie? Și îmi spune, da, uite aici. Așa ar trebui să se întâmple și nu mai durează mult până să se întâmple chestia asta. Deci sfatul meu este să aveți, totdeauna, în minte, ceea ce caută oamenii, da? Ceea ce caută oamenii, dar nu numai folosind ca sursă Google, ci orice alt site, da? Forum, blog, așa mai departe, în comunități. Mai gândesc la niște exemple, dar nu prea vine în cap așa. Dați-mi voi exemple. Încercați voi să, nu știu, la bijuterii ceva, acum că vine Valentine's Day, hai, cadouri. Da, laptop se caută mai mult, pe exemplu. Dar nu cred că acum ar fi ca înainte să iei decizia ce să faci, Nordic sau laptop, să decizi valoarea ratei de conversie pentru fiecare cuvânt în parte, îți pare mai relevant decât volumul de căutare. Și asta e adevărat. În general, există o relație direct proporțională între numărul de căutări și conversie. Chiar dacă s-ar putea să-ți convertească mai bine invers, volumul contează. Volumul chiar contează. În orice business, volumul contează. Și trebuie să vă gândiți că în afară de conversie, rata de conversie, contează de fapt revenue. Deci, este conversia înmulțită cu comanda medie. Da? Și atunci mai corect ar fi să mă uit nu la conversie,
nici la comandă medie, ci fix la revenue să mă uit. Da? Și atunci să decid care e mai bun. Pe de altă parte, mai spunea Cristi, pe cât te-am auzit, vorbind de faci AdWords în funcție de ceea ce vezi că ai pe SEO. Nu? Parcă așa spunea la un moment dat pe aici. Eram eu pe acolo și vorbeam de chestia asta. Mi-a trecut. Unde faci SEO pe ceea ce vezi că merge pe AdWords. Ok, eu fac și așa și așa. Adică fac AdWords la început. Am înțeles. Până să ajunge pe un SEO onorabil. Da. Da. Ok. Dar, ba da, pentru că adunțul e primul. Adică până când să ai o... cuvânt care s-ar putea să nu convertească. Deși tu crezi că convertești. Este bine și invers să faci, probabil după un timp. Pentru că în organic, conversia care vine fiind naturală, este sincer... Mă rog, la un moment dat trebuie să coincidă cele două până la urmă. Dar eu mă uit și invers. Mă uit deci la SEO să văd ce convertește. Dacă, spre exemplu, n-am făcut AdWords de 2 ani și acum vreau să fac AdWords, mă uit în partea cealaltă. Și pentru cuvintele alea cheie se pune în fața ta chiar dacă ești pe primul cuvânt. Da, da, da. Și uneori, la noi în România încă nu s-a ajuns cadrul, dar în Anglia, de exemplu, multe companii, majoritatea astea mari, licitează pentru cuvântul propriu de brand. Asta e o discuție întreagă. Eu am făcut și așa și așa, apropo de PPC pe brand. Chiar dacă era primul. Aici are și o discuție întreagă apropo de sex. Mă scuzați fetelor, dar băieții sunt atenți pe ce link dau click, dacă dau pe link sponsorizat sau pe link nesponsorizat, link organic, fetele nu. Fetele mai dau din greșeală pe link-uri sponsorizate, crezând că sunt link-uri organice. Ceva de genul ăsta. Deci nu se uită foarte atent la culoarea sau... Și atunci, da, pe site-urile cu specific feminin, sincer, eu n-aș face pe brandul respectiv. Dar la băieți, cred că aș face. Acolo lucrurile chiar contează. Eu, de exemplu, am lucrat pe partea de asigurare în Marea Britanie și la textul... Jumătate. Mă rog, majoritatea erau oricum, conversia crește pe brand, e superbă. Întotdeauna. Pe Google și organic și plătit. Și la brandul și apăream și îți crește și scorul pe campanie și așa mai departe. Da. Apărea pentru brandul tău, apărea cu un mesaj foarte ok, știi? Și chiar dacă căutai brandul, vedeai că competiția îți oferă 70% discount sau ceva genul ăsta, nu mai ziceai pe... Acum este o altă situație care tu o spui aici. E posibil ca, virgulă, competiția să facă reclamă pe brandul tău. Da, pe ideea. Când ești singur. Când ești singur, nu pune brandul ăsta AdWords-ul la tine. Ok. Când nu ești singur evident. Și ai un brand, pe exemplu la EMAG, și sunt câțiva care își fac reclamă pe cuvântul EMAG. Dacă v-am dat a fost pe Sigregiu și așa mai departe. Și la Fashion s-ar putea să fie. Au mai fost. Soluția... Cum? Sigur. Nici nu convertesc foarte bine. Convertesc foarte prost. Nu plătesc foarte mult. De ce nu plătesc foarte mult? Pentru că... Ba da, e costul pe click. Vorbim de concurență, nu de tine ca brand. Concurența plătește mult. Da, eu dacă mă apuc acum să fac... Pe EMAG. Pe EMAG sau pe două parale sau pe orice... Așa. Așa. Eu zic că mai mult de 10 cent tu plătesc. Adică 40 de bani, nu? 40-50 de bani. Cam așa zic și eu, dar oricum tu ai putea ca brand fiind să plătești 10, nu 40. Deci tu fiind de EMAG sau fiind două parale, ai ajunge cu un cost mai mic decât concurența care plătește tot pe brandul tău. În comparație cu deținătorul site-ului. Concurența nu era făcut la fel de relevant de keyword-urile la keyword-urile de brand. Quality score-ul lor e mai mic decât quality score-ul tău. Și, în general, costul pe click este mai mare la ei decât la tine. Depinde să știi. Uite, dacă licităm pentru cuvântul două parale. Vine o rețea de marketing afiliat nouă. Alta, da. Da? Și spune că, uite, afiliații din sistemul nostru au acces la 1000 de campanii. Pe când două parale are mai puține, da? Da. E clar că, chiar dacă i-au căutat două parale, văzând acest mesaj, rata de click o să fie mare. Și o să plătească... Deci nu. Deci chiar așa, eu zic că nu o să ajungă la același cost pe click ca tine. Sincer. O să fie mai mare decât al tău. În momentul ăsta e bine ca două parale să intre, să-și susțină brandul. Da. În momentul ăsta, sigur, e bine. E o mișcare logică să faci asta. Să intri să mă susțin.
ce mă vreau să zic apropo de chestia asta cu PPC-ul și cu brand-ul. Mă rog, poate mă aduc aminte. Deci ideea este să fiți consecvenți. Apropo de descrieri comerciale și de stiluri de poze. Și Google chiar în multe materiale recomandă să folosiți sinonime, uneori și antonime. Deci când creați o descriere comercială, este bine să folosiți și cuvinte cheie de pe lângă termenul, cuvântul cheie unde vreți voi să duceți. Da? Dacă ar fi laptop, în descriere puteți să puneți și cuvântul notebook. Da? Mai puteți să scrieți de diagonală, pentru că se prinde că e vorba de laptop, de diagonală cu tare. Tot ceea ce face parte, deci e vorba de o familie de cuvinte cheie care se leagă, se duce către un anumit cuvânt cheie major. De asta este bine să urmăriți discuțiile care se poartă pe internet în jurul unui anumit subiect. Te rog. Cam cum se poate face procesul de branding? Dacă poți folosi elemente on-page și off-page? Sau dacă poți să ne dai chiar niște exemple? Ca orice element de branding trebuie să aibă, contează foarte mult distribuția. Să fie o distribuție masivă și pe nișa pe care tu ți-o dorești. Spre exemplu, vinzi cadouri de Valentine's Day și publicul tău țintă sunt tinerii cu vârste între 25 și 35 de ani, care au ceva bani, încearcă să afli unde se informează ei despre produsele de Valentine's Day și te duci acolo cu reclamă destul de mult, astfel încât să poți să faci branding. Să te țină minte ca un site de Valentine's Day foarte bun. Contează aici foarte mult volum de reclamă și PR-ul. Contează iarăși foarte mult. Ca low cost, PR-ul face foarte bine, numai că face pe termen foarte lung. Deci dacă aș fi avut de gând acum să fac un site și să-l și scot în evidență, să-i dau o imagine bună, aș fi început comunicarea de ceva vreme, de 2 luni de zile. Spre exemplu, primul site care l-am văzut că a mișcat ceva apropo de PR, de comunicare pe Valentine's Day, a fost FanGift-ul, care încă de acum o lună, o lună jumate, a avut primul post pe blogul lui, blogul de companie, despre Valentine's Day. Niciun alt magazin de cadou încă n-a scris pe blog, sau nu știu eu, despre Valentine's Day. Posibil să nu știu nici eu, da. Tot. Eu nu pot să românesc chiar tot ce se scrie. Deci contează foarte mult volumul de reclamă și PR-ul contează iarăși foarte mult. Nu, întrebarea mea este, de fapt, omul intră pe Google, caută un produs probabil de nișă. Intră pe un anumit magazin, care desigur nu o să-i spună nimic, că nu este de dragul Panghis sau EMAG. Cum poate să facă magazinul respectiv să inspire credere? Momentan asta e... Să se apuce de acum 5 ani să facă asta, nu acum. Da. Acum e prea târziu, de fapt. Faptul că intră omul pe acea pagină de produs și nu are suficientă încredere în a cumpăra de acolo, e o problemă serioasă. Se identifică și se rezolvă, dar nu acum, că sunt 2 ani de zile. E simplu. Sincer, e simplu. Răspunsul este ăsta. În timp. Încrederea o capeți în timp. Încrederea în produse, în servicii, o capeți livrând acele produse sau servicii în timp util, și la calitatea pe care o promiți acolo pe site. So, rog, mai întreabă-mă mai specific un pic. Ai livrat anumite servicii, oamenii sunt încântați. Cum poți să-i rogi astfel încât să dea review-uri? Pentru că, până la urmă, și asta contează foarte mult. Cum reușești, practic, să-i impulsionezi? Bun, dai e-mail-uri, îi rogi, dar ei, probabil, nu o să facă chestia asta decât oferindu-ne ceva de schimb. Este o practică bună? Să faci asta, da? E o practică foarte bună. Ați încercat, cât dintre voi aveți tangență cu site-ul care vând produse sau servicii? Acolo știu, acolo, poate că aveți ceva tangență destul de multă. Cât de voi ați încercat ca în mail-ul care confirmă comanda să cereți review-ul pe produsul cumpărat? Odată poate fi un review legat de serviciile pe care, de livrare, în momentul când ajunge produsul, poate fi un mail peste 7-8 zile după ce el cunoaște produsul,
Dar ideea este să intri în contact cu el, să-l întrebi. Acum că ești mulțumit de produs și că l-ai primit acasă, nu vrei să spui două cuvinte aici? Că dacă spui două cuvinte la mine pe site, îți dau 10% de discount pentru comanda următoare. Uite, aici un cod, un voucher. Ați încercat chestia asta? Da, dar e voucherul după ce completați sau înainte? Poftim? Dar e voucherul după ce completați sau înainte? E provință. Îl dai acolo. Poți să-l dai și înainte și după, cum vrei tu. Asta e deja o chestie tehnică. Sincer, nu tehnica contează acum în discuția asta, ci poate modalitățile prin care poți colecta review-uri pe produs. Review-uri care contează foarte mult. Mai ales că sunt oameni, unul dintre tipurile de oameni, alea patru care vorbeam, care se uită foarte mult la aceste tipuri de comentarii, review-uri, recenzii sau cum vrei să le numești, pe pagina de produs. Pentru ei contează mult mai mult decât prețul, contează ceea ce spune o terță persoană care nu ești tu despre acel produs. Da? Și atunci, cu comentariile foarte bine puse la punct, l-ai atins și imediat, dacă sunt ok, cumpără. Dacă nu, nu. Deci poți să culcați așa, poți să faci niște concursuri. La un moment dat, Emagu, dar probabil că voi nu știți că erați mai mici atunci, a făcut un concurs. Dăm 10 dolari, erau niște cupoane care se dădeau pentru comentariile la produse. Sau 10 lei, nu mai știu ce era. Cred că 10 dolari era. Și săptămânal se trăgeau la sorți din cei care au făcut primul comentariu la un produs, un cupon de nu știu câți lei sau de dolari sau ce era, nu mai țin minte exact concursul, deși eu trăgeam la sorți în momentul ăla. 2001, 2002, 2003, da? Se întâmpla chestia asta. Și dacă e un comentariu negativ? Nu-l aprobam. Bine, acum dacă era negativ și nu era așa defăimător la adresa magazinului, mai trebuie că meargă. Acum, este o alegere pe care trebuie să o facă fiecare, acolo la locul de muncă. Și decizia aparține în primul rând managementului, nu neapărat consultantului. Ideal este să păstrăm un procent între comentarii negative, nu neapărat negative, cât mai puțin pozitive și cele pozitive. Însă, întotdeauna n-am văzut magazin online care să facă, să zicem, să aprobe așa direct, adică să fie by default aprobate. De ce? Pentru că o dată poate să intre spam-uri gen Viagra și nu știu ce, pe comentariile alea. Sau poți să pui cap și atunci nu mai intre, dar cu cât mai multe elemente de securitate care să facă greu procesul botilor de a completa ceva, cu atât obosești și utilizatorul. Dacă pui niște capi ori de abia, eu am niște probleme și cu ochii și nu prea văd bine, nu reușesc să înțeleg și atunci nu mai pun niciun comentariu. Deci mi-a trecut tot chefful să pun comentariu. Mai sunt captcha-uri, apropo de captcha-uri, și pe comandă. Pe fluxul de comandă am văzut în formularul de creare cont captcha. Am înnebunit când am văzut chestia asta, că eu am, mă rog, cu GP, cum nu știu ce. Ideea este că trebuie să îi faci omului procesul de comandă sau de comentare sau de știu ce altceva acolo cât mai ușor. Nu te apuri să-l chinuiești pe omul ăla să înțeleagă, să buchisească un captcha acolo astfel încât să... Nu e bine. În schimb, poți să treci comentariile pe moderare și de acolo ștergi tu, cu Viagra, până nu mai poți. Asta e, să la vii. Dar lasă-l pe om să scrie rapid, să nu trebuiască să... Ceea ce ai putea să mai faci, să aduni recenzii. Nu știu, multe chestii vor putea să faci, dar depinde de la caz la caz. Mai dați și voi exemple. Sigur, sunteți creativi, aveți idei cum să faceți asta. O, sper. Aveți nevoie de idee așa? Dați și tu voi search. Eu am citit la un moment dat pe un blog recenziile cu poze și cu numele și funcția și în care l-am pus mult mai un sistem de recenzii bun, pe lângă poză. Poza este sau nu este neapărat... Acum, dacă pică o persoană care știe acea, după figură, persoana aia, e chiar foarte ok. Lumea e mică. Nu știi cine intră pe un site, și cine cumpără? Poate să fie vecinul, nu? Și să știe persoana, să știe poza. Oricum, ar trebui să conțină nume, dată, să vezi că este recent, că nu-i de acum 2 ani de zile, oraș eventual. Și am mai văzut, spre exemplu, la site-uri de travel sau la site-uri... Cred că am văzut și la site-uri de femei, spre copii undeva.
contează foarte mult un fel de clasificare a clientului. De exemplu, ăla pe, cum zice, la Book, nu știu cum, ăla pe, cumpără toată lumea pe el. Book Advisor? Cumpăra și eu. Book și Advi- e de afară. Ăla, așa. Îți spune că review-urile sunt de la familii cu 2 copii, familii cu 3 copii, da. Și atunci eu am un copil și mă uit la ăstea care au un singur copil, că pentru mine mai e ok. Și mai da? Are o chestie foarte mișto, îi forțează utilizatorul să dea și puncte bune și puncte, adică și plusuri și minusuri. Ei nu sunt chiar o magazină, sunt un fel de portal, pentru ei recenziile negative sunt ok. Cel care vinde direct produsul, adică hotelul dacă ar fi, și dacă hotelul, spre exemplu, ar avea un sistem ca Booking, nu și-ar pune chiar într-o comentariile negative acolo, sincer că nu e cazul, dar... Da, ei contează utilizatorul, nu lasă să spună mai de rău sau pun și puncte bune și puncte slabe, în același comentariu. Așa este. Dar ăsta echilibrează procentul ăla de... Oricum e bine să ai și și, dar ei sunt mai neutri. E, da, mă rog. Poți să mai pui la comentarii și cât de familiar e utilizatorul cu produsul și cum l-a folosit. Da. Sau am mai văzut timp? Și pe site-ul de ITSI ceva de genul ăsta. Deci există această... Deci lumea merge mai departe cu clasificarea comentariilor. Acum, o clasificare a tipului de client care face comentarii, review-uri, este utilă în momentul în care ai pe produsul ăla cel puțin 10-20 de comentarii. Ca să revin, să vă dați seama ce înseamnă 10 comentarii pe un produs, gândiți-vă că 1% din cei care cumpără produsul, care intrează în produsul, vor pune comentarii. Da? Deci gândiți-vă de cât trafic este nevoie ca să aveți acolo 10 comentarii. Păi dacă mai pun și singur? Asta e problema ta, eu n-am auzit chestia asta. Poți să faci și chestia asta unul. Te discutăm. Își pun magazine și singur. Nu spun asta. N-am voie să spun. Nu contează că își pun, că nu își pun. Dar ideea este clar că intervin și pe forumuri și pe bloguri și se vede atunci când intervin. Uneori, alteori nu se vede. Asta dacă ați fi aici în sala urmă cu toate magazine online, am putea vorbi de totul altceva. Nu pot să vorbesc acum despre chestia asta. Am o întrebare. Cât de relevant este sistemul de steluțe și cum ar trebui să-l poziționăm? Câte steluțe să pui default? Depinde. Uite, am avut un magazin de 7 stele, nu dau nume, dar probabil să știți, care și-a pus 7 steluțe. Da? Am un magazin de 5 stele care și-a pus 5 steluțe. Sau am, deci, am un magazin care vinde diamante și are în loc de steluțe, are diamante. Depinde. Mai e cu da și nu. Da? Da, și mai este un alt sistem chiar foarte interesant, uite ce zice acum Olivian. Nu cu da și nu. Număr de like-uri, că la Facebook. Deci ăla nu spune să spui de 2 steluțe, ci să spui așa, îți place acest produs? Da. Și atunci sortarea este în funcție de câte ori ți-a plăcut. Deci nu mai ai păreri negative. Nu va elimina chestia asta. Nu mai mult te ajută. Adică știi da sau nu. Dacă e la mijloc, nu te ajută cu absolut nimic. Da. Adică... Deci steluțele uneori sunt, bine, sunt ok și steluțele, sincer. Dar s-ar putea să nu placă magazinului. Așa, like-ul e mult mai ok pentru... de magazin. E un fel de like ca la Facebook, dar nu merge pe Facebook, rămâne acolo un magazin, da? Deci, îmi place acest produs, se pune o ceva, un fel de count pe produs, da? Facebook like? Facebook like e altceva, dar e ok. Ce părere ai despre magazinele dezvoltate pe Facebook, gen, ca spre magazinele online dezvoltate pe Facebook. Asta are deja acolo și poți să cumperi pe direct? Da. O părere foarte bună. Nu știu cât convertesc, sincer, n-am încă în ograda mea de clienți magazin online care au acolo coșul, efectiv, pe Facebook. Deci are acolo coșul, asta zic și eu. În ograda mea nu am așa ceva și nu pot să vă dau cifre, nu știu să vă zic, conversia este de 100%. În general, social media nu prea convertește. Magazin mic, deci nu are foarte mult. 20 de perechi vinde pe Facebook. Dar nu e magazin făcut pe Facebook. Nu, dar... Deci are un blog în spate. Deci are un blog. Și pe care un magazin online... Poți să vezi și așa, dacă ai produse. Da. Contează foarte mult produsul. Dacă ești producător, acum... Da. Mai aveam eu un slide la userului de a cumpăra și produsul în sine.
faptul că acei pantofi sunt foarte buni, nu știu, foarte interesanți, cu... sunt căutați. Ăsta vinde cel mai mult. Nu reclama vinde, ci produsul în sine vinde cel mai mult și mai mult. Produsul coroborat cu intenția cumpărătorului de a cumpăra. Bine, acum poți, da? De exemplu, să dubleze acele testimoniale care până la urmă au sau nu au, de exemplu, pe mine nu mă impresionează. Păi din partea, nu știu, din care, dacă nu facem un calcul, pe ce să zic ești tu. Dacă facem discuții în care cum să văd în timp real, care sunt impresiile despre produsul utilizat. Am și eu o întrebare la voi, uite mai pe nici, de puțin. Se pot aduce comentarii din Facebook într-un magazin da, online? Da, avem blog. Da? Se pot aduce de acolo? Se tragi cu un RSS, exact, cu ceva? Dă și mie cineva un mail cu chestia asta, please. Cine să... Cum? Se poate. Te iubi că poți să fie. Măcar să-mi dai un link să mă interesez. Da. Mersi. Gata. Așa, dacă ai produse, să zicem că ești producător, pentru că nu cred că poți să te asumi cum este magul, că ia de la Dell, de la Toshiba, de mașine, dar dacă ești producător, o pagină de discuții poate crește cu vizările, în site. Sigur. Adică pe lângă acele testimoniale... Oricum, deci social media am spus că nu convertește. În schimb, în general nu convertește. Sunt, am văzut și eu, spre exemplu, Păcânia Veche pe Facebook, știți? Uh-huh. Vinde. Și vinde bine. Da. Era o tanti pe Facebook. Da, dar el nu are magazin online. Da, dar nu contează, convertește. Problema. Dacă te uiți pe shop-ul de la Minipri, așa. Ei au comentarii, comentez prin contul de Facebook. A, da? Să mai pune Minipri atunci. Să văd cum e făcut. E un ceva de la Facebook? Da? 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 Dați și voi mail. Da, vă rog, please. Da. Legat de chestia asta, convertește sau nu convertește Facebook și așa mai departe. Da, sau Twitter-ul. Văd și eu un contract. Contează foarte mult cum anume s-au făcut numărul de fani la pagina respectivă. Dacă el a fost forțat și s-a ajuns la 200.000 de fani cu tot felul de concursuri și premii care au venit doar ca să ia premiile respective, conversia va fi într-adevăr foarte mică. Dar așa, dacă cineva a avut grijă și a construit pe brandul ăla, comunicare și chestii relevante și-au crescut firesc, eu zic că conversia e mare. Eu am de clienți care... Așa și așa. De exemplu, ce preferi? Să ai 1.000 de fani care îți cumpără în mod regulat sau să ai 100.000 de fani din care să-ți cumpere, nu știu, 0,5%, dar tu să dar poți să face push pe ei. Faci push cu oferte și oferte și oferte și să crești. Contează foarte mult care produs. Dacă ai 1.000 de fani și nu sunt relevanți, deci, după mai bine cum, ai 10 deci, ce am observat eu până acum? Bine, eu lucrez în PR. Ce am observat eu până acum, apropo de social media, contează foarte mult produs. Paginile. Da. De unde știți că din cei 5.000, 8.000 de fani sunt majoritatea cumpărătorilor? Nu își face reclamă decât acum. Bine, știu asta. Dar de ce crezi că a convertit foarte bine? Că scriu ăștia acolo că un brace bun a fost și asta. Îmi pare rău, dar nu mai dreptate. Radu Popovici a făcut o carte care a vrut să o vândă online. Și Radu Popovici are cât mai mulți fani decât Băcănia Veche. Nu a vândut. Chiar el a comentat. E vorba de produs. Sincer, deci ce am văzut eu... El vindea o carte cu 5 euro. Dacă produsul este interesant, merge pe social media. Un produs banal, un laptop, nu cred că merge pe social media, sincer. Oricum, ai dreptate. Deci, media nu convertește. Este deci vorba de cât de interesant este un produs. Am, apropo, un contraexemplu la ce spuneam eu mai înainte, apropo de Twitter și Facebook. Am un magazin online care a făcut într-o lună și jumate 70 de tranzacții dintr-un singur tweet. Mai discutat cu 4 de ce vinde? Jucării. S-a întâmplat să fie de Sfântul Nicolae, care a fost pe 5 decembrie. Atunci a fost tweet-ul. Fapt, pe 7 decembrie era, nu? Sfântul Nicolae. Pe 6. Da. Și-a dat... Nu? Nu! Au anunțat că și-a schimbat site-ul. Atât. Nimic. Deci n-a dat nici ofertă, nici nimic. Și-au vândut 73 de comenzi. În valoare de. Și-au rămas nimic. Contul lor. Cum? Au criterit pe contul lor sau a criterit cineva cu plus valori? Ei, că i-am ajutat cineva cum ar fi și eu la un moment dat, e ok, dar na. Am dat în RT. Nu, nu, dar... Ideea este că ei n-aveau, nu știu, nici câți follower aveau. Dar nu contează. Ideea este că a prins produsul. Deci, sincer, cred că asta contează foarte mult. Să prindă produsul. Mai mult decât orice altceva. Produsul. Gama de produs. Asta mi se pare mie. Acum...
Te rog. Așa. O Tati care face, are ea semi-restaurant, face de familie și totul e organic, făcut de ea și familia ei. Și tot, pe principiu, comunicare intensă, nu foarte mulți fani vreodată. Treptat, pune rețete, face evenimente și chiar are o pagină foarte bună. Oricum, asta înseamnă o resursă dedicată. Apropo de conversii, revenue și așa mai departe, sincer, diferența între un magazin de succes sau de un site de succes, că vorbim de revenue aici, și unul de insucces, constă mai ales în afară de, mă rog, sigur și un strop de creativitate sau inventivitate de cost, contează, resursele. Deci, om care să scrie pe Facebook, trebuie să aveți, sau nu, cu costă dedicat. Om care scrie sau pe Twitter, Facebook, grupuri și numere, deci fac mai multe, numai o singură chestie, că nu pute degeaba. Oameni care să facă descrieri comerciale bune, oameni care să... Totul costă. Deci idei s-ar putea să aveți, idei mai găsit fiind diverse locuri. Consultanță mai găsit și asta, uneori e utilă și chestia asta. Dacă vreți să nu aflați totul așa, bădându-vă cu capul de pereți. Totul costă. Totul se reduce la a ști ceva și la a putea executa acel ceva în timp util față de concurență, astfel încât să ai un reveniu cât mai bun. Mixul ei îl faci tot prin încercări. Până acum n-am văzut nicio formulă care să se repete identic de la un caz la altul. Nu prea am văzut chestia asta. Sensă da. Despre slide-ul ăla de acolo, așa, vreți să mă întrebați ceva sau nu prea? Că e vorba de outcomes, de revenue. Câți dintre voi care aveți magazin online, aveți tracking-ul de e-commerce implementat? Și anume puteți să, foarte ok, puteți să măsurați revenue pe cuvinte cheie, pe canale media, da? Ok. Dar poate restul nici l-au mai magazin online. Exact. Și dacă nu e relevantă întrebarea. O chestie care mai fac eu din când în când, apropo de optimizarea conversiilor, este să mă uit întotdeauna la medii. E un fel de Google Analytics. Media conversiei pe site și după aia mă uit să văd ce convertește mai puțin decât media site-ului. Să presupunem că e Google or organic, ca să fim aici în tema. Mă duc în Google organic, văd media pe Google organic, care să zicem e 0,25%. Merg mai departe pe cuvintele cheie și văd care cuvânt cheie convertește mai slab față de media pe acel Google organic. Să zicem, nu știu, laptop convertește la 0,05%. Nașpa. Intru pe cuvântul cheie laptop, mă uit să văd pe ce landing page aterizează și încerc să-mi dau seama ce are în cap cuvântul ăsta, omul care intră pe pagina aia, când caută cuvântul cheie simplu. Și să optimizez landing page-ul respectiv. Deci, din medie în medie, mă uit totdeauna la unde sunt problemele, da? Care sunt sub media, care mă interesează pe mine și pe lângă medie mă uit la revenue, efectiv. Nu contează numai media conversiei, contează și revenue. Da? Adică câți bani face efectiv. Mai vreți să vă întrebați ceva pe aici? Te rog. Experiența noastră, cum e mai rentabil? Să ai un magazin online de sine stătător sau să ai în spatele unui site de prezentare? Deci să-ți vin produsele pe un alt site nu, și tu să faci distribuție? Ai un site de prezentare și să faci la care vrei să, mă rog, să ai și un magazin online. Sau vrei sau nu vrei, adică întrebarea e cam pe acolo, nu? Dacă să faci sau să nu faci un shopping cart pe acel site, nu? În spatele site-ului de prezentare. Sau înțeles. Sincer, depinde foarte mult de... Eu aș fi mai confortabil cu un magazin online pentru că omul vede, îi place și îi mai dau și instrumentul să cumpere. Dacă nu vrea, se oprește acolo. Dacă vrea, îi mai zic, uite, apasă, pune în coș și cumpără. Deci, saltul între magazin de prezentare și magazin online se poate face destul de ușor, adăugând această funcțiune de shopping cart pe un magazin, pe un ceva obișnuit. Nu trebuie să fie un magazin super, poți să ai doar 5 produse. E foarte ok și asta. Cred că întrebarea avea un pic un alt sens.
Poate, hai să vedem. Adică, de la chestia asta m-am lovit și eu pentru un site de prezentare, netico.ro e vorba, avea, în momentul în care intrai pe netico.ro, avea mai mult aspectul unui site de prezentare, adică erau scoase în evidență despre companie, despre tot bla-bla-ul. Iar partea de produse. De produse era un pic ascuns, era practic un modul din site-ul respectiv. Și practic eu am schimbat, deci mi-am dat seama că... Este bine, totuși, să scoți produsul în față. Chiar dacă ai site de prezentare, produsul trebuie să fie bine prezentat, da, știi? Și atunci, oricum, la produs, la un moment dat, îi adaugi un buton acolo, cere ofertă pentru produs X. Mâncarea asta tot face într-un fel sau altul. Și la un moment dat, în decursul vieții acestui site, constați că, măi, totuși există cerere. Dar de ce n-aș merge eu și în pasul celuilalt să, în loc de cerere de ofertă, să am acolo un shopping cart? Nu știu, cred că vine natural această transformare. Nu știu să-ți zic momentul când să o faci, de la caz la caz, nu dau seama. Depinde de numărul de cerere. Dacă se cere foarte puțin, nu te chinui. S-ar putea ca costul investiției cu acel modul să nu merite. Încearcă să judeci care e costul schimbării și care sunt beneficiile care aduce acea schimbare. Vorba de bani aici, sincer, numai atât. De altfel, tot ce vorbim aici e vorba de bani, nu? Adică, bănesc că trebuie să facem, nu? De bani, nu? Alte întrebări? Asta e ultimul slide. Te rog. De exemplu, plata prin card, dar de obicei implică mult comisioane. Așa cum ai zis, e vorba de... implică costul, chiar și tău. Exact. E mai facil într-un fel să acorzi, mai în cazul unui magazin online, să plătească clientul la rambursă. Adică primește pachetul și plătește pachetul pentru client. Pentru comerciant, plata cu cardul se vinde plată la avans. Ceea ce e foarte bine. Numai că comisionul uneori s-ar putea să nu acopere adaosul, adică adaosul să fie prea mic. Și atunci ajungi la problema ce faci. Nu pui plata cu cardul, dacă nu poți să-ți acoperi din adaos comisionul acela, nu o pui, pur și simplu. Și e un mare minus că nu ai plata prin card? Deocamdată nu. Deocamdată România, până în 5%, hai să zic, să fi trecut un pic peste 5%, se face plată cu cardul. Dar sunt sectoare, de exemplu în turism, unde procentul de plată cu card este mare, este 80%. Și atunci acolo chiar trebuie să pui plata cu card. Dar la ITNC, procentul este foarte mic. Și mai ține vorba și de încrederea pe care o are acel client în magazinul online, care trebuie să fie foarte mare în cazul plății cu cardul și mult mai mică în cazul cash on delivery. Sunt foarte mulți clienți pe ITNC, de exemplu, care comandă un mouse cash on delivery, pur și simplu. Doar să vadă că îi se aduce acasă acel produs și după aia comandă cu cardul un laptop. Dar prima dată tatonează. N-are încredere în tine, suficientă când să-și dea cardul acolo, zice, dar și cine mai fie acest magazin ttt.ro, nu? Nu-l cunosc, nu știu. Asta pentru că PR-ul acelui magazin nu și-a făcut treaba. De acum 2 ani de zile, după cum povesteam, da? De imagine. Dacă și-a făcut treaba, poate că plătea cu cardul direct și pentru acel mouse. Dar n-a avut. A vrut să te testeze. Și cazuri de genul ăsta sunt foarte multe. Eu cel puțin am prins foarte multe cazuri de genul ăsta, prin care userul testează pentru o comandă de mică valoare. Ca să vadă că tu funcționezi. Da? Nu, dar dacă este un mit faptul că nu prezis chestia asta. Pentru că în care e foarte mare concurență, prefer să nu acord plata pe card. De obicei, în jurul acolo, la procent, 3-4%. Ideal. Și plus este... că pe internet am înțeles că blochează banii din internet. Nu sunt 13, sunt 7. Sunt mai puțin de 30. Nu ți blochează. Hai să, dacă vreți să vorbim, vorbim și pe chestia asta cu plata cu cardul imediat. Dar un pic mă întorc în spate la întrebarea așa. Ideea este că e bine pe un magazin online, sau nu numai un magazin online, poate vindeți altfel. Mă rog, pe magazin de fapt. Să aveți
toate modalitățile de plată. Da? Deci să aveți și cash on delivery, și contul bancar să facă plată prin cont, și plată prin SMS, acolo unde e cazul și sunt până 20 de euro valoare, și plată prin card, și plată prin ce mai fi. Da? Acum ultima plată este prin contactless. Sunt niște iPhone-uri, de exemplu pe Android l-am auzit, care au atașate și plătești și prin telefonie mobilă. E o chestie mai complicată, nu contează. O să... Dar care nu era noi, nu? Nu. Adică e foarte rău și în alte părți. Adică de-abia ce acum se întâmplă. Deci nu contează. Ideea este că cu cât îi oferi omului o plajă largă de tipuri de plată, de modalități de plată, îl satisfaci mai bine, pentru că este un om care vrea așa. Acum, revenind la ce se întâmplă când se plătește cu cardul, se întâmplă așa. Se face o interogare a cardului la banca emitentă. Banca emitentă, prin sistemul Visa sau Mastercard, depinde ce fel de card este, banca emitentă își dă acordul asupra chestii astea, ajunge la procesatorul de plăți electronice, care mai departe dă acordul către magazin. Magazinul trimite datele și ia banii de acolo. Banii când se iau, de fapt, pe cardul omului, nu se iau, ci rămân blocați pe card o vreme. În momentul în care voi ați da comand și comand cu cardul, banii, dacă vă uitați într-un extras de cont sau în internet banking de acolo, apar la tranzacții în așteptare. V-ați uitat la chestiile astea? Să vedeți, până în momentul în care magazinul, comerciantul, apasă pe capture, se cheamă. E un buton în interfața magazinului, la e-payment, la BTLL, la Credit Euro Bank, la Garanti Bank, la ce mai fi pe acolo, care fac plăți de-astea cu cardul, și să ai două butoane, capture și refund. Comerciantul apasă pe capture, în secunda aia pleacă din tranzacții în așteptare la tranzacții efectuate. În momentul în care, de asta se face de obicei de magazine online, când pui coletul la poștă, nu înainte. Deci până să pui coletul la poștă și până să-l livrezi, nimeni nu apasă pe capture. În acea perioadă, tu ai banii pe card, în tranzacții, în așteptare. Chiar și după ce ai apăsat capture, există un timp de la care banii de pe cardul clientului ajung în contul procesatorului de plăți, și după un alt timp se decontează din procesatorul de plăți la tine în contul tău de firmă, de merchant account. Timpul depinde de la procesator la procesator, spre exemplu la e-payment. În anumite cazuri, depinde de când se face comanda, poate să ajungă și la 4-5 de zile, decontarea către comerciant. În alte cazuri, poate să fie și 2-3 zile. Deci sunt bănci care decontează foarte rapid. Dar depinde de la procesator la procesator. Am răspuns la întrebare? Curiositate. Te rog. Nu. Nu prea. Nu. Adică vin în oferta procesatorului de plăți. Pot să negociez. De exemplu, la cei care lucrează cu Garanti Bank, vorbim de Mobile Pay, de Netopia, mă rog, în funcție de termenul de decontare, e un comision sau nu. Adică la un comision foarte bun, termenul de decontare este mai mare și invers. La Banca Transilvania, spre exemplu, e mai rapid, am înțeles că ei decontează chiar în 24 de ore. Decontează ei de la sine putere, fără să ia banii clientului, urmând ca ei să-și ia banii ulterior. Apasă ei, cum ar fi capture la ei, știi, acolo. Dar ție, ca și comerciant, îți dau banii repede în contul tău de deschis la Banca Transilvania. Nu prea aș vrea să fac recomandări de genul ăsta. Sunt ok, depinde de marjă, sincer. Sunt chestiuni legate, în general, de securitatea tranzacțiilor, unde e-payment-ul excelează, probabil un departament destul de bun pe treaba asta de fraudă. Sunt alții care nu au un departament specializat și fac puși către comerciant să-și asigure singur chestia asta într-un fel sau alt. Sunt discuții. Multe, largi, nu știu. Nu cred că e scopul. Vorbeam de cuvinte cheie. Întrebați-vă de cuvinte cheie, nu de... Sau, mă rog, întrebați-vă de comerț online, nu problemă acum, nu. Banii sunt un cuvânt cheie. Banii, money, money, show me the money, da. Alte întrebări. La cuvinte cheie ne-a spus de o grămadă de lucru, dar ne-a spus de concurență.
la concurența care... Păi nu v-a zis plumber de concurență? Ai venit tot târziu. De concurență v-a zis plumber. Concurență, adică cuvântul cel mai căutat și de care vorbește toată lumea, ăla are cea mai mare concurență cu siguranță. Întotdeauna cuvântul profitabil e căutat, nu e deja luat, dar e căutat de mai multă lume. E clar că bătaia este pe cuvintele profitabile. Întotdeauna se întâmplă asta. Dar mai sunt situații, nu știu cum să... Ați citit, este o carte, se cheamă Strategia Oceanului Albastru, știți? Nașit-o, ia căutați-o, e de cumpărat, e tipărită. Ideea e să-ți faci nișă. Ca asta înseamnă, nu o să te bați... Se cheamă Oceane Roșii în carte, atunci când intri pe o nișă deja aglomerată, îți faci oceanul tău, balta ta albastră, unde nu-i nimeni, și acolo te joci cum vrei, în nișa aia. Deci, acum nu știu cum, dacă tu vinzi laptopuri, cam aia ar fi, adică ești acolo, te bați de sânge. Vinzi laptopuri roșii și atunci asta. Dar, pe de altă parte, nimeni nu vinde pentru femei laptopuri roz. Da, păi, mață, da. Mai sunt, dar să faci numai asta. Să faci numai asta. Păi sunt trei produse. Ce stai? Ce mai... Velo are o gamă foarte mare de culori. Toshiba are acum gamă mare de culori. Trei culori. Da, mă, găsim. Nu se poate. Găsim. Oricum nu mi-aș cumpăra de astea... De ce? Poate e interesant. Nu știu, zic și eu. Dalea cu fălicele, așa. Ei, sunt dalea de... Pui atipidul dalea pe ele. Da, mai bine să faci tuning. E unul negru și îl faci de culoare vrei. Așa, cu atipidul dalea. Sunt tantul care vând atipidul dalea. Le pui pe laptop. Știți? Da. Pe laptopuri, pe mousepad, pe astea, îți dă așa, un fel de mai multe chestii. Și ți-l faci cum vrei tu, așa frumos. Un laptop roz nu mi-inspiră încredere. Nu?